Primarul municipiului Huș, Ioan Ciupilan, a depus jurământul într-un cadru oficial asigurat de prezența reprezentantului guvernului în teritoriu, prefectul de Vaslui, Mircea Gologan. Printre invitați s-au numărat și deputatul Aurel Căciulă, precum și Eduard Popica, candidat la funcția de deputat din partea PSD la alegerile parlamentare din 2020, dar și doamna profesor Ramona Mocanu, directorul Muzeului Județean Vaslui, Ștefan cel Mare. De asemenea, cu acest prilej a fost constituit oficial și Consiliul Local Huș, reprezentanții partidelor politice, depunând și ei jurământul de credință. Judecătoria Huș, județul Vaslui, ședință în Camera de Consiliu din data 15 octombrie 2020, instanța dispune. Admite cererea formulată de petentul Biroul Electoral al circunscripției numărul 3 Huș, județul Vaslui, validează alegerea domnului Ciclan Ioan, candidat al Partidului Social Democrat, în funcția de primar al municipiului Huș, județul Vaslui, la scrutinul din data de 27 octombrie 2020, executorie cu drept de apel pentru cei interesați în termen de 2 zile de la aducerea la conștiința publică la prezente încheiere. Cererea de apel se depune la judecătoria Huș sub sancțiunea unității. Prezenta hotărâre privind validarea primarului municipiului Huș se va comunica din dată prefectului județului Vaslui și secretarul general al municipului Huș, care are obligația aducerea la conștiința publică prin afișarea la sediul unității administrative teritoriale în termen de cel mult 24 zile de la comunicare, soluționată în Camera de Consiliu, pronunțată astăzi, 15 octombrie 2020, prin punerea soluției la dispoziția părților în plăcerea grefei instanței. Propun ca domnul primar ales să depună jurământul, vă rog să vă ridicați picioare. Subsemnatul Ciprian Ivan, primar al municipiului Huș, județul Vaslui, în conformitate cu prevederile articolului 150 aliatul 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 din 2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local al municipiului Huș, județul Vaslui, următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterele și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Huș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Sunt convins că veți face tot ce stă în puterea dumneavoastră să îndepliniți programul pe care vi l-ați propus, astfel încât cei care vă vor da votul să se simtă îndreptățiți, să fie fericiți că vă votați. Vreau să vă asigur de întreagă colaborare a instituției prefectului, atât cu Consiliul Local Huș, cât și cu Primăria municipiului Huș. Vreau de asemenea să vă rog să ne sprijiniți în lupta și în combaterea pandemiei prin exemplu pe care îl dați dumneavoastră aleșii locali în fața cetățenilor, prin respectarea normelor privind combaterea pandemiei. În municipiul Huș, în acest moment, a deteriorat peste 3 la mie, cu o situație delicată pe care sperăm împreună să o parcurgem, astfel încât să nu ajungem la chestii mai complicate. În final, să vă ajute Dumnezeu să îndepliniți tot ce v-ați propus, să fiți sănătoși, că asta este cel mai important pentru că am putea funcționa. Vă urez succes în calendar. Mulțumesc! Domnule prefect, domnule deputat, stimați invitați, domnul Popica, doamna Mocanu, doamna învățătoare și stimați colegi consilieri. În primul rând vreau să-i mulțumesc domnului prefect, pentru că dumneavoastră personal s-a asistat la investirea noastră, ceea ce este o onoare pentru noi. Și totodată un angajament că vom face absolut tot împreună să putem rezolva problemele județului și prima problemă care o avem este această pandemie, de care cred că vom scăpa un pic mai greu, dar sper că prin voința noastră și prin sfaturile pe care le vom da tuturor cetățenilor, vom reuși. Stimați colegi consilieri, este ultimul meu mandat de primar, nu mai candidez decât aici. Am încercat în celelalte mandate să rezolv problemele comunității, mai departe le-am rezolvat. Sper că ne aflăm într-un număr mare împreună aici, că toți am rezolvat problemele comunității. Vreau să vă spun că în acest mandat mi-aș dori să avem un mandat de armonie, să lăsăm luptele electorale și să vedem care sunt principalele priorități ale Hușului, și împreună cu toate forurile pe care le avem lângă noi, să reușim să rezolvăm cât mai mult. Din punctul meu de vedere, eu nu mai fac campanii electorale de astăzi, eu îmi voi vedea doar de problemele administrative ale comunității. Încă un lucru acela, le doresc mult succes.
celor care sunt pe liste electorale pentru candidatura la Parlament. Probabil că o să-i susținem pe toți că sunt ai noștri de ruși și probabil vom avea cât mai mult parlamentari cât să avem o pârghie între Parlament și primărie, ținând cont că domnul prefect și-a arătat tot timpul disponibilitatea față de municipiul Ruși. Mult succes tuturor! Eli, mulțumesc mult că ai venit și îți doresc ție la fel de mult succes pentru funcția pe care voi obține cu siguranță în Parlamentul României. Primarul ales al Hușului, Ioan Ciupilan, a acordat la finele ceremoniei un interviu în exclusivitate pentru postul de televiziune Vaslui TV. Mă voi dedica în exclusivitate actului administrativ, a spus domnia sa. De ce? Veți vedea dumneavoastră în interviul care urmează. Felicitări, domnule Ioan Ciupilan, primarul municipiului Huș. Iată, ați depus jurământul. Consiliul local a fost constituit. Privind retrospectiv, cât de greu a fost, cât de dificil a fost campania electorală și mai ales ziua votului. Eu, în primul rând, aș vrea să le mulțumesc tuturor locuitorilor municipiului Huș pentru încredere pe care mi-au acordat-o, de a merge în continuare în calitate de primar, pentru faptul că mi-au acordat o majoritate în Consiliul Local și nu pot să spun că a fost greu, nici ușor. Am încercat să avem în permanență o campanie curată, o campanie în care să discutăm cu oamenii, o campanie în care ceea ce am propus noi să vină din dorințele sau din nevoile cetățenilor pe care le au față de ceea ce ar trebui noi să facem ca primărie. Am spus și înainte de campanie electorală, o spun și acum, ținând cont că este ultimul meu mandat de primar și ultimul mea candidatură în orice funcție politică administrativă, va fi, cred că, cel mai greu mandat. Nu că n-am majoritate, nu că avem sau nu avem Consiliul Județean sau Parlament. Este mandatul în care votul masiv pe care l-am primit de la cetățeni mă obligă în acești 4 ani să rezolv absolut tot, nelăsând nicio portiță că nu s-a putut sau că mai avem să în lucru. Deci, în acest mandat trebuie să închidem toate promisiunile electorale. Eu sper că au înțeles toți colegii mei, atât și cei din opoziție, de la alte partide, că va trebui să facem un front comun, să lăsăm luptele electorale după fiecare alegere și să ne apucăm împreună, în modul cel mai pașnic, constructiv, pentru că atât noi, atât ei au obținut niște voturi de la cetățenii municipiului Huș datorită unor promisiuni, multe dintre ele coincid. Și eu zic că dacă reușesc, că de mult încerc, dar n-am reușit, să creăm această armonie de lucru în Consiliul Local, să sperăm că Hușul va fi cât de curând un oraș european, un oraș frumos, în care cetățenii să fie mulțumiți, să se bucure, să ne gândim că să creăm și locuri de muncă, să atragem investitori, să nu mai fim nevoiți să luăm calea pribegii. Uitați-vă și noastră câte glume proaste apar pe internet pe tema noastră, a cetățenilor României sau a conducătorilor noștri sau a mea. Și eu zic că ar trebui toată lumea să facem acest front comun, să ne gândim că înainte de toate suntem români, că aici ne-am născut, aici trăim, aici ne identificăm ca nație, să ne bucurăm de ziua în care steagul României se înalță sus și se cântă imnul României, să nu regrete cei care au luptat pentru noi să rămânem o națiune, noi să rămânem un teritoriu mare, întreg și nedivizibil. Și eu voi face tot ce îmi stă în putință încât să port cu cinste numele de român, numele de Hușar. Domnule primar, listele pentru alegerile parlamentare, iată, au fost date publicității, au fost depuse la Beș. Un comentariu vis-a-vis de aceste liste, se știe, sunt nemulțumiri în ceea ce vă privește. E normal să am nemulțumiri, ținând cont că am obținut, eu zic, un rezultat bun și la alegerile locale, atât pentru primar, atât pentru Consiliul Județean, atât pentru Consiliul Local și la europarlamentar, un rezultat care m-a
clasat față de celelalte municipii pe locul 1. Mi-am dorit și îmi doream să am un candidat pe locul 3, un lucru care îl discutasem și înainte de alegeri și după alegeri. Nu știu care au fost motivele și modul cum au fost făcute în ultimul moment listele. E treaba celor care au drept de semnături. Noi nu avem decât un simplu drept de vot care poate fi luat sau nu în considerație. După cum v-am spus, este ultimul meu mandat. Știți foarte bine că mi-am respectat totdeauna partidul, am încercat să dau tot ce pot pentru a câștiga alegerile tot timpul, chiar dacă unii colegi m-au criticat, indiferent când a venit Dăncilă, indiferent când a venit Cutare sau că am intrat în emisiune cu un președinte de partid. Probabil că locul 4 este un loc pe care noi îl merităm cu ușor. Și eu sper că organizația se mobilizeze și să obțină un număr de voturi, dar e greu. Ținând cont de sondajele la nivel național, locul 4 eu nu-l văd eligibil la Huș. Dar în fine, poate o muncă din partea celor de la Bărlat și Vaslui, care au mai mulți candidați și care au obținut un rezultat foarte bun la alegerile locale, poate îmbunătățesc acel rezultat și eu le promit că voi avea același rezultat ca și ei. Dar le promit că voi avea același rezultat ca și ei. Dacă rezultatul lor va scoate 50% încât să putem avea și locul 4 din Huș, în schimb, am trei candidați aproape pe locuri eligibile din Huș. Să sperăm că va fi și Căciulă deputatul nostru. Și atunci cu patru parlamentari din Huș sper că Huș să rezolve cât mai multe probleme. I-ați comunicat doleanța dumneavoastră președintele Organizației Județene Vaslui a PSD? Îmi puneți o întrebare care știți foarte bine că n-am ce să-i comunic. Știați foarte bine că m-am zbătut pentru locul ăsta 3. Nu s-a putut? Asta e probabil că atâta reprezentăm noi ca organizații la Huș. Nu veți reveni la gânduri mai bune? În ce sens gânduri mai bune? Nu înțeleg. Eu sunt primar, sunt administratorul în oraș, din clipa de față trebuie să mă ocup de problemele administrative ale orașului. Cei care sunt implicați politic, președinți de partid, nu sunt președinți de partid. Am fost numit în comitetul municipal datorită faptului că fac parte de drept că sunt primar. În rest, eu sunt un simplu membru de partid și îmi voi face treaba ca orice membru de partid. Mai mult nimic. Domnule Ion Ciplan, mai sunt și alte voci care vin din rândul primarilor vasluieni care să fie de acord cu ceea ce spuneți dumneavoastră? Nu știu, eu n-am discutat cu nimeni din altă parte, n-am discutat cu niciun primar, nici cu un președinte de organizație, mi-am spus doar punctul meu de vedere. Ținând cont că suntem municipiu de pe zona de Prut, de aici, meritam împărțire echitabilă, 1, 2, 3. Dar o spate așa, deci vă rog să mă credeți că și nici nu știu. Listele la Senat chiar nu le cunosc la Partidul Social Democrat, nici nu m-au interesat. Probabil că cele care au fost votate. Eu m-am interesat doar locul 3 pe care l-am câștigat la vot, ținând cont că prin eliminarea domnului Prisăcaru trebuia să rămânem mai. Asta este. Ultima întrebare. Cine va fi vicepreședintele Consiliului Local? Vicepreședinte. Consiliul local, nu știu. Nu, că nu cred că am... Viceprimar, pardon. Este o hotărâre politică care îți va face contrar voinții mele sau fără aprobarea mea. Asta o va hotăra președintele de partid municipal, o vor hotărâ cei de la județ, pe care îl vor pune, eu tot cu ei lucrez, toți 11 consilieri care am au fost propuși și acceptați de mine, deci ceea ce va hotărâ partidul aia, păi, vor trebui să mă supun. În rest, poate să fie nici de la Liberal, că nu mă deranjează, nici de la ALDE, chiar nu mă deranjează, pentru că n-am nimic de ascuns decât 12 ani de când veniți pe aici, ați văzut că stau cu ușa deschisă, carul de documente au fost cărate la Iași și aduse înapoi, fără să dăm declarații. Am încercat totdeauna să lucrăm transparent, cu lucrurile la vedere, încât să nu putem fi acuzați de nimic. De asta am și spus astăzi că vreau o colaborare din partea tuturor consilierilor care vor fac parte din Consiliul Local să rezolvăm problemele în armonie, să nu ne mai intereseze că mâine, vai de mine, să nu mai fie Ciupilan primar. Deci Ciupilan nu va mai fi primar peste 4 ani.
O preferință, totuși, aveți? Nu voi spune nimic. Nu pot să... V-am spus toți 11 consilieri îmi sunt... Au fost acceptați de mine pe liste și vreau să vă spun tot în același timp că absolut oricare din ei face față la funcția de viceprimar. Domnule Ioan Cipilan, noi vă mulțumim încă o dată felicitări pentru modul în care ați câștigat alegerile locale din 2020 și vă dorim să aveți 4 ani de mandat fructuoase. Eu vă mulțumesc. Fructuos. V-am spus, voi avea 4 ani de mandat cei mai greu, cei mai grei. Să sperăm întâi și întâi că închidem cu această pandemie și dacă totuși vorbesc acum pe calea undelor cu dumneavoastră sau aș ruga pe toți cetățenii să respecte cele reguli minime, minime de protejare. Să încercăm 2-3 săptămâni să nu ne mai întâlnim între noi, să purtăm doar mască, mănuși, distanța, igiena mâinilor și să reușim să coborâm sub pragul de 3 la mie, suntem peste 3 la mie, este un pericol foarte mare. Aș vrea să-i rog atât și pe cei care au puterea de a informa, de a comunica cu cetățenii să aibă aceleași gânduri și aceleași idei încât să trecem mai repede de această pandemie, pentru că din punct de vedere economic, pe noi nu ne avantajează deloc ca municipiu. Faptul că se închid restaurante, școli, sunt numai niște probleme care efectiv ne creează niște costuri suplimentare. O să am prima ședință de Consiliu Local luni, în caz să dau o hotărâre pentru a putea depune acel proiect european de a primi banii pentru tablete, aparatură de transmisie din unitățile de învățământ către elevi de acasă, pentru că, vedeți, noastră, această boală nu dispune nimeni cui îi o dăm și cui nu îi o dăm, vine atunci când nu te aștepți, de la cine nu te aștepți, ci la un cetățean care n-are nicio vină pentru că a stat de vorbă cu tine, iar tu n-ai nicio vină că n-ai știut că ești infectat cu acest virus. Încă o dată îi rog pe toți, haideți să respectăm măcar 3 săptămâni de zile regulile absolut necesare pentru a stârpi acest virus.